Probabil ați observat deja din titlu, însă țin să vă anunț că acesta este mult așteptatul Hall Shein și știu cât de mult vă doriți să vedeți ce se află aici, așa că eu zic să trecem direct la treabă. Am aici accesorii de tot felul, de casă, dar și de machiaj, articole vestimentare pentru toamnă, așa că eu zic să începem. A ajuns la mine această comandă, cred că acum o săptămână și bineînțeles am desfăcut-o, pentru că nu poți să stai cu o comandă de pe Shein mai mult de o zi nedesfăcută. Cel puțin așa este în cazul meu, eu aștept de fiecare dată cu mare nerăbdare, iar atunci când vine, trebuie să probez și trebuie să observ fiecare articol în parte. Astăzi o să vă arăt ce mi-am comandat de data aceasta, pentru că ultima comandă de pe Shein cred că a fost plasată în vară. Cred că ultimul haul este chiar filmat și postat în luna iunie sau iulie, iar în timpul acela, bineînțeles că ați putut vedea mai multe articole pentru vară, pentru că mi-am comandat niște articole pe care chiar le-am purtat toată vara, niște articole care au fost cu mine tot sezonul, iar acesta este un clip dedicat perioadei ce urmează. Perioadei ceva mai rece de toamnă-iarnă, așa că eu zic să începem cu accesoriile, iar mai apoi să trecem la articolele vestimentare. Cred că știți deja ce urmează să vă arăt. Mi-am comandat un set de bureței pentru machiaj, pentru că i-am văzut peste tot în online, toată lumea testează și apreciază în același timp, așa că setul acesta în momentul în care a ajuns la mine conținea nu mai mult de 10 bureței, în momentul acesta mai am doar 5, pentru că i-am testat, am mai dat în stânga și în dreapta și așa mai departe. Bureții acestea costă undeva la 2 euro, poate 3 euro, varianta de 10. I-am testat, să știți, și poate că o să vi-i arăt în momentul în care o să ne machiem din nou împreună, însă până în momentul acesta țin să vă menționez că îmi plac extrem, extrem de tare, deși eram foarte, foarte sceptică în momentul în care am primit coletul, pentru că ei la prima vedere sunt extrem de tari la atingere, extrem de solizi și n-am crezut vreodată că o să fac treabă bună cu ei. Mi-am cumpărat acest set pentru că m-am uitat un pic și în comentarii și avea păreri destul de bune, însă pe Shein cu siguranță știți că găsiți foarte, foarte multe modele din care puteți alege. Mie îmi plac destul de mult până la momentul acesta, se curăță bine, își dublează mărimea, devin moi, devin destul de ușor de utilizat, de ce nu? Cred că sunt o variantă bună, mai ales dacă nu vrei să investești într-un burețel de make-up, dacă îl schimbi foarte mult, costă undeva la 10 lei tot setul acesta format din 10 bureței de make-up, iar până acum eu mă înțeleg destul de bine cu ei. Lăsând bureței de make-up la o parte, vreau să vă vorbesc în continuare despre încă un produs foarte, foarte lăudat pe Shein, care costă iarăși extrem de puțin, și anume seturile de gene false. Eu mi-am cumpărat două, nu m-am putut abține, sunt foarte, foarte drăguțe, ba chiar o pereche din acest set o port în momentul acesta ca să vă faceți o mică idee. Îmi plac foarte mult pentru că aceste seturi costă undeva la 2 euro fiecare, undeva la 10-11 lei și fac o treabă excelentă. Sunt perfecte dacă iubiți genele false, dacă vi le aplicați la fiecare make-up. Pe acestea încă nu le-am testat, însă urmează, iar acest model m-a cucerit pur și simplu, îmi plac atât de mult pentru că se aplică perfect în colțuri, sunt ușor de utilizat chiar și pentru persoanele care nu și-au mai aplicat până în acest moment, așa că încercați-le pentru că le iubesc pur și simplu. Trecem la următorul produs, care, ce să vedeți, este tot un accesoriu pe care o să-l folosesc pentru make-up. Este o bentiță, o coroniță pe care am văzut-o peste tot. Este foarte, foarte frumoasă și are un preț accesibil, așa că am luat-o instant atunci când am văzut-o. Pare a fi și destul de confortabilă. Bineînțeles că TikTok-ul mi-a fost din nou sursă de inspirație, pentru că acolo am văzut-o foarte, foarte des, iar eu de-abia aștept să o port în tutorialele de make-up ce urmează atât pe TikTok, Instagram, cât și aici pe YouTube. Arată foarte bine, este adorabil, iar culoarea aceasta de roz pal m-a cucerit pur și simplu. Mai am pe aici prin casă genul acesta de accesorii și întind mâna foarte despre ele în momentul în care mă machiez sau îmi încep rutina de skincare, pentru că sunt foarte practice și foarte, foarte adorabile. Uitați-vă doar cum arată, cum să nu o cumpărați. Am și o husă de telefon, pentru că de la ultima comandă am început să ador husele de telefon de pe Shein. Uite cam așa arată. În primul rând, nu cred că găseam modelul acesta foarte ușor în România, iar în al doilea rând are un preț mai mult decât accesibil, costă undeva la 2-3 euro și arată foarte, foarte bine. Din experiența mea nu am avut niciun fel de problemă cu ele, sunt rezistente, arată bine, iar în momentul acesta am încă una pe telefon, tot de pe Shein, din comanda trecută. Îmi place foarte tare și aceasta, am purtat-o toată vara, însă cred că este momentul să o schimb. Cu aceasta, care cred că se potrivește foarte, foarte bine pentru sezonul acesta, vedeți că are un fel de material în zona din spate, iar marginile sunt rezistente, eu nu am avut niciun fel de probleme cu husele de pe Shein, iar în următoarea perioadă sunt sigură că o să-mi cumpăr mai multe, pentru că sunt adorabile, îmi place să le schimb constant, iar prețul de data aceasta este mai mult decât avantajos, pentru că o astfel de husă în mall costă undeva la 40, poate 50 de lei, iar eu nu văd niciun fel de diferență între
ele. Încă un accesoriu pentru păr pe care tind să cred că o să-l folosesc foarte, foarte mult în momentul în care o să mă machiez sunt aceste agrafe pentru păr pe care nici nu le-am desfăcut până în acest moment. Arată foarte bine, eu sper să și prindă, sper să fie destul de rezistente pentru că ele în sine au costat foarte, foarte puțin. Îmi place să folosesc genul acesta de accesorii în momentul în care mă machiez, pentru că părul meu nu mă încurcă cu nimic. Acum că mă uit mai bine la ele, pot fi drăguțe chiar și pe stradă, într-un outfit ceva mai simpatic, pentru că arată bine. Nu cred că o să le folosesc doar în momentul în care o să mă machiez, deși, să fiu sinceră, pentru astea le-am luat în principiu. Au costat undeva la 1 euro, 2 euro, oricum foarte, foarte accesibile și cred că o să fac o treabă bună și sper doar să nu le pierd prin casă, așa cum fac cu majoritatea lucrurilor. Următorul accesoriu este tot pentru machiaj, pentru curățarea pensulelor. Este genul de ustensilă pe care am văzut-o peste tot și am și folosit-o pentru a vă da o mică părere. Simțeam că am nevoie de un astfel de accesoriu pentru că zilele trecute l-am folosit pentru prima dată și într-adevăr face o diferență. Simțeam că nu se mai curăță atât de bine, că produsul nu se mai îndepărtează exact așa cum ar trebui și m-am gândit să-mi cumpăr genul acesta de ustensilă, care vedeți că are niște zimți foarte fini din silicon ce te ajută să îndepărtezi tot produsul de pe ele. Îmi place foarte mult, costă puțin, iar eu zic că merită cel puțin încercat, mai ales dacă vă curățați pensulele de machiaj periodic și simțiți că nu vă mai mulțumește atât de mult tehnica pe care o folosiți până în acest moment. Îmi place mult această ustensilă și posibil să mai îmi cumpăr câteva, pentru că pe Shein găsiți foarte, foarte multe modele. Mai avem câteva accesorii până să trecem definitiv la articolele vestimentare pentru toamna aceasta, însă vreau să vă vorbesc despre acest colier cu perle sau, mă rog, ce vor ele să fie, pentru că perle cu siguranță nu sunt la 1,5 euro sau cât a fost. Îmi place foarte mult, este foarte simpatic, l-am purtat zilele trecute și uite cam așa arată, găsiți foarte, foarte multe variante pe Shein, atât cu o inimioară de genul acesta, cât și fără, așa că uitați-vă, pentru că sunt sigură că o să vă placă. Pe mine Shein mă atrage de cele mai multe ori din punctul acesta de vedere al accesorilor, pentru că într-adevăr sunt mult mai accesibile decât le găsim în mall, de exemplu. Încă un accesoriu pentru zona gâtului pe care s-ar putea unele dintre voi să-l urâți, pentru că într-adevăr este foarte, foarte popular și nu poate fi pe gustul oricui. Mi-am cumpărat o treabă de aceasta, pe care am văzut-o peste tot, mi se pare ideal, mai ales dacă vrei să-ți completezi ținuta, pentru că este de efect. Este o treabă interesantă, cel puțin din punctul meu de vedere, o treabă care a costat undeva la 1 euro, poate 2 euro, oricum mult mai puțin față de prețul din magazinele noastre din mall, de exemplu, pentru că am încercat să o caut și acolo. O găsiți în mult mai multe culori, iar eu până în momentul acesta nu am reușit să o port, însă chiar caut momentul perfect pentru că îmi place extrem, extrem de tare și de-abia aștept să o accesorizez cu diferite ținute. Următoarele produse pe care vreau să vi le arăt, 3 la număr înainte de a trece la articolele vestimentare, sunt niște produse pentru îngrijire, pentru unghii, dar și pentru make-up, așa că vreau să încep cu mult lăudatul stick pentru contur, pe care l-am văzut peste tot, l-am văzut pe TikTok, l-am văzut pe Instagram, l-am văzut testat pe YouTube, așa că am zis că neapărat nu trebuie să rămână în urmă cu acest trend, trebuie să-l testez pentru că este viral și s-ar putea să-mi placă, de ce nu? Este un contur cremos care arată într-un mare fel pentru prețul lui, costă undeva la 15 lei și uitați-vă doar cum arată. Multe produse mai scumpe poate nu arată așa și poate că nu funcționează chiar așa. Nu pot să vă dau o părere despre el pentru că până acum nu am reușit să-l testez. Am zis că o să fac asta alături de voi într-un alt clip, însă vine cu genul acesta de burețel în capăt care arată foarte bine și care te ajută să dozezi un pic mai bine cantitatea pe care vrei să o aplici. Iar nuanța se pare că este una potrivită, așa că de-abia aștept să-l testez. Este viral, atât el cât și blush-ul care arată similar, pe care nu mi l-am cumpărat de data aceasta, însă pe care îl am pe lista de cumpărători pentru următoarea dată. Sunt niște produse foarte, foarte lăudate, foarte apreciate, de ce nu? Pentru că, într-adevăr, pare că ar funcționa destul de bine, însă lucrul acesta o să-l vedem împreună într-un alt clip sau pe Instagram, de ce nu? O să-l pun din nou în cutiuța lui ca să nu uit de el, iar dacă voi cumva ați mai testat diverse produse de machiaj de pe Shein, chiar aș fi curioasă de câteva recomandări, pentru că poate, într-adevăr, în următoarea perioadă de timp, o să-mi placez o comandă cu câteva produse de make-up, poate să le testăm aici împreună pe YouTube, pentru că sunt și destul de populare. O să vedem dacă funcționează, dacă nu, ce ne place, ce nu ne place și așa mai departe, pentru a vă oferi și o părere din punctul acesta de vedere. Mai avem aici două produse pentru unghii. Mi-am cumpărat un gel.
o ojă semipermanentă pe care nu am încercat-o până în momentul de față, însă care mi se pare foarte, foarte interesantă, nuanța fiind 026. Este o nuanță albicioasă, ușor transparentă, care m-a atras destul de tare și care avea păreri destul de pozitive în comentarii. Uite cam așa arată, dar de aștept să o testez. Dacă sunteți interesate, pot să fac acest lucru împreună cu voi. Trebuie doar să-mi scrieți în comentarii. A costat foarte, foarte puțin această ojă semipermanentă, cred că undeva la un euro jumate. Oricum un preț mai mult decât decent. Nu știu dacă să-mi fac griji, eu de-abia aștept să testez această nuanță pentru că este o nuanță ce mi se potrivește, spre care întind mâna de cele mai multe ori, așa că poate în următoarea perioadă de timp o să o testăm, o să vedem ce și cum cu ea, dacă îmi place, dacă nu îmi place și așa mai departe. Iar tot în direcția aceasta mi-am mai cumpărat un produs tot pentru unghii. Este un fard propriu zis care te ajută să obții efectul acela perlat pe care eu cel puțin l-am văzut peste tot. O să încerc să deschid acest ambalaj pentru a arăta și vouă produsul din interior, pentru că eu deja l-am văzut. Arată foarte bine la prima vedere, pare a fi pur și simplu un fard și cam atât. Vine cu genul acesta de pensulă care te ajută să distribui tot produsul pe unghie, iar eu de-abia aștept să-l testez. Pare destul de strălucitor, pare că s-ar putea să mă ajute, uite cam așa arată, s-ar putea să-l vedeți și acolo. Să fiu sinceră, cred că puteam obține același efect și cu un pigment sau un parsi de fapt dintr-o paletă de make-up, însă am zis să merg la sigur, pentru că am văzut că este destul de apreciat prin comentarii, prin păreri. Și pentru că am terminat cu tot felul de accesorii și produse, eu zic să trecem la articolele vestimentare pe care știu cât de mult le așteptați. Am aici o rochiță în primul rând, pe care sincer am cumpărat-o pentru că semăna izbitor de mult cu un model popular din H&M, așa că am zis să le compar cât de cât, pentru că chiar am fost în H&M și am filmat un TikTok pentru voi, probând acea rochiță și arătându-vă cam cum arată pe corpul meu, pentru că era un model care a devenit popular tocmai pentru că părea destul de potrivit pentru toate tipurile de corp. Pe mine cel puțin nu a arătat atât de bine precum așteptam. Într-adevăr, putea fi accesorizat astfel încât să-mi placă, așa că m-am gândit să testez această rochiță de pe Shein, care într-adevăr, ca și model cel puțin, seamănă foarte mult, însă materialul este, din punctul meu de vedere, total diferit. Hai să vă și arăt, dacă tot am vorbit până acum despre ea. Eu mi-am cumpărat o gri, pentru că până m-am hotărât eu ce vreau să plasez în această comandă, culoarea pe care voiam, cea de bej, s-a dat, așa că m-am mulțumit cu aceasta gri, care într-adevăr are un material un pic mai subțire, mult, mult mai subțire de fapt decât cea din H&M pe care am probat-o, însă prețul este și foarte, foarte diferit, pentru că din câte mi-amintesc, cea din H&M costa undeva la 150-160 de lei, iar această rochiță de pe Shein a costat nici mai mult, nici mai puțin de 10-12 euro, undeva la 50-60 de lei și cred că merită acest preț, pentru că într-adevăr materialul este mult mai diferit, materialul este mai subțire la aceasta, este mai moale, nu atât de rigid pe cât era cea de la H&M, care într-adevăr ținea de cald pe timp de iarnă, pe timp de sezon rece, însă s-ar putea într-adevăr să merite dacă cumva ai ratat-o pe cea din H&M, pe care nici eu nu am mai văzut-o atât de mult în ultima perioadă de timp, s-ar putea să fie chiar stoc epuizat. Aceasta este o variantă mult mai accesibilă, nu aș fi dat neapărat pe cea din H&M atât, pentru că nu mi se părea că mă atrage din anumite puncte de vedere, nu era un articol pe care clar să pun ochii și să devină obsedată să-l port în continuu, așa că opțiunea aceasta zic eu că este mai mult decât ok. Ca și material vorbim bineînțeles de 95% poliester și 5% elastan, însă mie îmi place felul în care arată și pentru asta am cumpărat-o. Îmi place pentru că are gulerul acesta, m-am gândit să o port cu o curea în talie, poate cu o geacă de piele, cu niște botine și o pălărie, însă vom vedea rezultatul final. Îmi place foarte mult cum arată, stă bine pe mine, iar eu zic că merită din plin. Apropo de asta, eu am mărimea 36, mărimea S la majoritatea articolelor de astăzi, însă o să vă las mai multe link-uri în descriere în cazul în care vă interesează. Următorul produs pe care vreau să vi-l arăt este un produs pe care cumva îl pândesc pe Shein de multe luni de zile, încă din vară, când nu se potrivea atât de mult, așa că nu l-am cumpărat. Este vorba despre o vestă în carouri pe care m-am gândit deja să o port cu o cămașă albă oversize și cu o pereche de pantaloni negri din imitații de piele. Pot spune că arată exact ca pe site, deci nu m-a desamăgit nici de cum din punctul acesta de vedere și cu siguranță o să mă gândesc la mult, mult mai multe ținute în care o pot purta decât cea pe care v-am menționat-o anterior. Este o vestă portabilă ce cred că o să mă ajute în ținutele mele în următoarea perioadă de timp, atât de toamnă cât și de iarnă. Mărimea mea, din câte știu, este iară 36.
96% exact, iar ca material vorbim despre 97% poliester și 3% elastan. Nici nu cred că are rost să vă mai menționez materialul, pentru că cu siguranță știți despre ce vorbesc dacă v-ați mai plasat comenzi de pe Shein. Materialul este într-adevăr de cele mai multe ori extrem de bun, extrem de calitativ, însă trebuie să ne raportăm într-adevăr și la preț. O vestă de genul acesta se poartă mult în ultima perioadă de timp, am văzut-o accesorizată și purtată în multe ținute și înțeleg și de ce. Este versatilă și foarte confortabilă. Îmi plac nasturii de pe mijloc care se pot deschide, dar îmi plac și carourile. Este minunată din toate punctele de vedere și își merită cei 10 euro sau poate mai mult. O să vă las oricum mai multe linkuri în descriere. Mai am aici o cămașă, un basic aș putea să spun, pe care toată lumea ar trebui să-l aibă în dulap, însă eu nu pot să spun că l-aveam, așa că mi-am cumpărat de pe Shein o cămașă foarte, foarte simplă, albastră în dungi. Este genul acela de articol pe care, deși l-am cumpărat în mărimea mea, în mărimea 36, vine un pic oversize, însă este minunat pentru că fix lucrul acesta mi-l doream. Deci am purtat-o și îmi place foarte mult pentru că este ușor de integrat în ținutele mele de zi cu zi. Am purtat-o cu o pereche de jeans albi, dar și cu un top foarte simplu alb și el. Are un material, deși bineînțeles din poliester, așa cum ne-am obișnuit, care n-am observat să se șifoneze foarte, foarte rapid. Deci eu cred că este o captură foarte bună pentru că a costat undeva la 8 euro. Îmi place foarte, foarte tare felul în care arată. Sper ca culorile să se păstreze în viitor, pentru că am avut problema aceasta de foarte multe ori cu articolele de pe Shein. Apropo, ca și pont, dacă vreți să luați așa, în momentul în care le băgați la spălat, aveți foarte, foarte mare grijă, pentru că culorile într-adevăr la prima spălare ies. Eu am avut problema aceasta cu o rochie pe care am cumpărat-o anul trecut, așa că de atunci am mare, mare grijă în momentul în care le bag la spălat. Mie îmi place să port muneca cât mai ridicată, v-am spus, am și purtat-o până în acest moment și nu am avut niciun fel de problemă cu ea. Îmi place felul în care arată și pot să trec peste material, de exemplu. Trecem la următorul articol. Vreau să vă arăt niște pijamale, pentru că am aici două perechi de pijamale. Bineînțeles că nicio comandă de pe Shein nu trebuie să rateze acest aspect, pentru că îmi plac foarte, foarte tare pijamalele de pe Shein și cred că ați observat, pentru că de-a lungul timpului fiecare comandă pe care mi-am plasat-o pe Shein conținea două sau poate trei pijamale. De data aceasta m-am limitat la două, deși în coș aveam mult mai multe, însă am zis că este de ajuns. Și o să încep prin a vă arăta pijamaua mea preferată, care este roz și care este formată dintr-o cămașă de genul acesta, cu mânecă scurtă. Îmi place foarte mult culoarea, deși pare un pic chicioasă. Cred că este în regulă, le-am probat, mă descurc foarte bine cu ele, sunt confortabile, iar pentru casă, pentru zi cu zi, cred că sunt mai mult decât ok. Prețul este iarăși foarte accesibil, nici nu cred că mai are sens să specific asta de fiecare dată, pentru că vorbim despre Shein. Îmi place pijamaua aceasta, pe care oricum am văzut-o peste tot, vine în mai multe culori, o găsiți atât pe alb cât și pe roz, nu știu, negru, verde, albastru și așa mai departe. Găsiți și mai multe modele, însă eu mi-am cumpărat-o pe aceasta și o să vă las un link în descriere. Pantalonii arată și ei cam așa, nu vin scurți, nu sunt transparenți absolut deloc, așa că mă înțeleg foarte, foarte bine cu ei. Inițial voiam să cumpăr pe negru, însă cred că culoarea aceasta de roz palmă definește un pic mai bine, așa că poate în viitor o să mi-o cumpăr și pe negru. Până acum este mai mult decât ok aceasta. Dacă o să se comporte bine, cu siguranță o să-mi cumpăr și alte culori. Încă o pijama foarte, foarte simpatică, dar destul de transparentă, pe care mi-am cumpărat-o, este aceasta albă cu cireșe, care arată foarte bine și care m-a cucerit posibil datorită volănașilor pe care le găsim atât în partea de jos cât și în partea de sus, în acest top foarte, foarte simpatic. Uitați-vă doar la el. Cu topul acesta nu am neapărat o problemă. Problema este la pantalon, pentru că pot fi oarecum transparenți, însă prin casă mai merge. Nu aș recumpăra-o din punctul acesta de vedere, însă bineînțeles că o să mă folosesc de ea dacă tot am cumpărat-o, pentru că trecând peste acest aspect de altfel foarte important, este și destul de adorabilă. Uitați-vă doar cum arată. Aceasta a fost comanda de pe Shein, destul de mare dacă e să mă întrebați pe mine. În momentul acesta punga este goală, însă mai am în spatele meu un aspect despre care vreau să vă vorbesc, pentru că m-ați întrebat multe dintre voi despre tablourile care tot apar în ultima perioadă prin clipurile mele, dar și pe Instagram. Nu o să deranjez la momentul acesta pe cea din spatele meu, pentru că mi se pare că arată foarte bine acolo și de aceea am poziționat-o exact pe noptieră, însă mai am aici o variantă pentru a vă arăta mai multe. Ei bine, cert este că acum vreo două săptămâni am găsit 3 rame în șisc la promoție, cred că au fost undeva la 30 de lei fiecare, reduse de la 80-90 de lei.
Eu, din momentul în care m-am mutat acum 2 ani, voiam să-mi găsesc 3 rame pe care să le poziționez exact aici deasupra patului, însă variantele în momentul acela erau foarte, foarte scumpe, undeva la 300-400 de lei. Nu voiam neapărat să investesc în asta la momentul acela, așa că întâmplător, viața, dacă pot să spun așa, și universul, mi-a adus aceste rame din JISC la 30 de lei bucata. Bineînțeles că le-am cumpărat instant, n-am mai stat pe gânduri, au fost undeva la 90 de lei toate, însă problema a venit în momentul în care mi-am dat seama că n-am niciun poster pe care îl pot pune în ramele acelea. Ramele au stat în dulap câteva săptămâni bune, până m-am gândit că ar trebui să caut pe Shein. Clar că înainte să mă decid că vreau să mi le comande pe Shein, am căutat foarte mult prin diferite magazine, atât online cât și fizic. Erau, bineînțeles, la niște prețuri un pic cam mari pentru ce vreau eu să fie, așa că am ajuns la concluzia că Shein ar fi cea mai bună alegere, pentru că aceste 3 postere au costat undeva la 6 sau 8 euro și fac o treabă foarte bună. Uitați-vă doar cum arată cel din spatele meu. Mai am aici o variantă, nu le-am adus pe toate pentru că nu cred că are sens. O să le vedeți mai bine online. N-am mai rezistat neapărat să vi le arăt în forma în care au venit, pentru că voiam neapărat să văd cam cum arată cu rame cu tot, așa că în următoarea perioadă de timp o să le poziționez deasupra patului, așa cum mă gândeam acum 2 ani, și sunt foarte, foarte bucuroasă. Fiind atât de ieftină, bineînțeles că dacă nu-mi plăcea acest model, puteam să-mi comand și altul, pentru că la 30-40 de lei nu mă așteptam la cine știe ce, însă sunt superbe, merită din plin, și dacă cumva vreți niște rame cu care să vă faceți treaba un pic mai accesibile, care cumva să vă schimbe total atmosfera dintr-o încăpere, cu siguranță posterele de pe Shein fac o treabă foarte, foarte bună. S-au aliniat, dacă pot să spun așa, toate planetele, iar în momentul acesta am fix ramele și fix posterele pe care mi le doresc. Da, de aștept să le pun pe perete și să le vedeți și voi, însă în momentul acesta sunt aici, uite cam așa arată, sunt niște postere foarte, foarte frumoase, iar eu vi le recomand cu toată încrederea pentru că fac o treabă excelentă. Lăsând posterele la o parte, pentru că ele cumva făceau parte din categoria pentru casă pe care v-am menționat-o încă de la începutul clipului, acesta a fost haul-ul de pe Shein. Eu mai am de gând să-mi dau încă o comandă luna viitoare, posibil cu câteva accesorii sau produse de make-up, așa că dacă aveți recomandări pentru mine în direcția aceasta, asta, vă rog să mi le lăsați în comentarii sau pe pagina mea de Instagram, pentru că răspund mult mai repede acolo și pentru că o aveți linkuit în descriere ca de fiecare dată. Acestea au fost toate articolele pe care mi le-am comandat. Sper că acest clip v-a ajutat, v-a inspirat, sper că ați văzut mai bine articolele pe care poate le-ați zărit și voi pe site. Eu am fost Daria și noi ne revedem data viitoare cu un alt clip. Nu uitați să vă abonați în cazul în care vreți să mă susțineți în direcția aceasta, iar eu vă pup!